Vă invit să ne ridicăm în picioare, să onorăm citirea Cuvântului lui Dumnezeu. În seara aceasta vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 24, începând cu versetul 36. Matei 24, versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măriteau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Amin. Să ocupăm locurile. Dacă ați fost atenți la cuvintele Domnului Iisus Hristos menționate de către Matei, sunt câteva lucruri foarte șocante aici. N-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. N-au știut nimic și i-a luat pe toți. Și Domnul spune așa ceva. Tot la fel se va întâmpla și în vremurile din urmă. Oamenii nu vor ști nimic. Și venirea Mântuitorului va fi un fenomen de șoc, va fi ceva șocant pentru lumea întreagă, care va fi surprinsă de venirea Domnului Iisus Hristos, va fi surprinsă în ignoranță, în nepăsare. Și oamenii își vor vedea de viață în mod obișnuit. Se căsătoresc, își cumpără case, își construiesc, își fac familii și va veni sfârșitul, spune Mântuitorul, într-un mod șocant. Și oamenii vor fi luați prin surprindere. How in the world? Cum se poate așa ceva când se vorbește așa de mult despre sfârșitul lumii, nu-i așa? Se pare că cel mai mic eveniment care, eu știu, pare bizar în lumea noastră, imediat sar oamenii cu interpretările și spun, ăsta e semnul sfârșitului, vine sfârșitul lumii. De la zgomote ciudate, care le aud oamenii acum peste tot în lume, puneți, vă rog, pe Google, eu știu, la YouTube, zgomote ciudate, strange noises, și veți vedea că oamenii aud lucruri ciudate, zgomote foarte ciudate ziua și noaptea peste tot în lume. Până și românii aud. Se pare că românii aud mult mai bine ca alții. Orice eveniment se interpretează în acest sens, în vremea sfârșitului. Vine sfârșitul, se termină lumea asta. Criza economică este interpretată în același fel. Oamenii vorbesc despre sfârșit enorm de mult. Dacă aveți curiozitatea, numai să întrebați pe sora Google, nu? Cineva mi-a zis, de ce zici soră? Poate e bărbat. Zic, cred că e soră, că numai femeile le știu pe toate, nu-i așa? Bărbații nu știu chiar toate. Întrebați o să vedeți, puneți numai sfârșitul lumii și veți vedea mii, poate milioane de entries. Pentru că lumea vorbește enorm de mult despre subiectul ăsta. Cum se poate atunci ca venirea Mântuitorului să surprindă o umanitate care vorbește așa de mult despre asta? Probabil că fenomenul este de altă natură. Vorbim despre lucruri pe care nu le credem. Vorbim despre lucruri de care nu vrem să se întâmple. Vorbim despre lucruri care ni se par curiozități, dar în inima noastră nu credem că lucrurile acestea sunt adevărate și că vor avea loc. Vorbim despre un sfârșit în care nu credem. De aceea sfârșitul ne va surprinde. Va fi șocant pentru că va veni și nu vom ști. Cu toate că vorbim enorm de mult despre subiectul acesta. În seara aceasta am vrut să vă citesc cuvintele Mântuitorului care spune că vremurile din urmă vor avea cam aceleași caracteristici ca și zilele dinainte de potop. Se va întâmpla cu noi, cu lumea noastră,
ceea ce s-a întâmplat cu lumea de dinainte de potop. Și aș vrea să ne uităm în Cartea Sfântă la câteva trăsături a zilelor de dinainte de potop și să vedem dacă găsim în societatea contemporană lucruri asemănătoare, dacă într-adevăr aceste lucruri se petrec cu noi și în vremea aceasta. Un prim adevăr pe care îl putem să-l observăm din studierea Cărții Domnului, mai ales Cartea Genesei, până la capitolul 6, când este descris potopul, zilele acelea au fost zilele unei credințe pervertite, unei credințe false, unei credințe corupte. Dacă studiați mai atent Sfânta Scriptură, veți observa că atât Cain cât și fratele lui Abel aduc jertfe Domnului, vor să aducă jertfe Domnului. Deja ideea lui Cain despre închinarea înaintea lui Dumnezeu este una falsă, este una greșită. De ce s-a supărat Dumnezeu pe Cain că i-a adus jertfă din grâu sau, eu știu, din legumele sau zarzavaturile pe care el le cultiva? De ce s-a supărat Domnul? Pentru că Dumnezeu nu i-a învățat pe oameni să aducă jertfe din așa ceva, ci jertfa trebuia adus, o jertfă de sânge. Trebuia ucis un animal. Dumnezeu învăța încă de la început societatea umană că fără jertfă, fără sânge, nu există iertare. Că trebuie să moară ceva nevinovat pentru ca noi cei vinovați să supraviețuim și să trăim. Ori Cain a avut altă idee. El nu acceptă această religie pe care i-a învățat Dumnezeu pe oameni, ci are propria lui interpretare și aduce sâmburele primei erezii, dacă vreți așa, în istoria gândirii religioase, în întreaga teologie. Cain practică o religie din care lipsește jertfa de sânge. Asistăm la o primă încălcare a principiilor divine, o primă sămânță a ereziei teologice pe vremea lui Cain. Apoi, dacă urmăriți în Sfânta Scriptură, toți descendenții din Cain dezvoltă civilizația tehnologică și materialistă. Nu sunt interesați de spiritualitate. Ceilalți care vin din Set, cel care l-a înlocuit pe Abel, sunt interesați de relația cu Dumnezeu, sunt interesați de spiritualitate, investesc în relația cu Dumnezeu. Pe când descendenții din Cain nu sunt interesați deloc de spiritualitate, sunt interesați de lumea materială. Probabil că și pe vremea aceea era aceeași lozincă, economy stupid, nu? Economia. Economia era importantă. La alegeri, probabil, asta era lozinca și atunci, economia. Oamenii, descendenții, deci, din Cain, au început să fie interesați de civilizația tehnologică și de materialism. S-a împărțit lumea în două mari categorii. Oameni care îl căutau pe Dumnezeu și considerau că relația cu Dumnezeu este lucrul cel mai important din viața lor, pe când ceilalți au spus, noi nu suntem interesați de Dumnezeu, noi investim în descoperirile științifice și în materialismul lumii noastre. Dacă ne uităm în zilele de astăzi, religia de astăzi, cel mai bine o descrie Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5. Oamenii zilelor din urmă, zice el, vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. O formă de evlavie, dar tăgăduindu-i, de fapt, esența acelei credințe. Pentru că ei iubesc mai mult plăcerile acestei lumi decât îl iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este prioritatea vieților. De aceea, lumea noastră este caracterizată de cele mai mari apostazii și de credințe false. Culmea, pe măsură ce societatea omenească progresează în domeniul științei, nu?
care chipurile trebuie să ne lumineze mintea și să excludem eroarea și să fim tot mai deștepți și mai corecți, nu? Pe măsură ce avansează tehnologia, suntem tot mai fanatici și tot mai încuiați la minte. Suntem tot mai idolatri, suntem tot mai dornici de toate ereziile teologice posibile. Vremea noastră este vremea liberalismului teologic. Acum, probabil că ați auzit așa de mult termenul acesta, zici, ăla e liberal. Bunăoară, un individ ca mine este etichetat de mulți colegi de-ai mei păstori drept liberal, pentru că, în primul rând, spun ceea ce cred, nu? Și cred ceea ce spun. În al doilea rând, nu cred că oamenii trebuie manipulați emoțional sau de nici într-un fel. Cred că religia și credința este un lucru obișnuit de luni până lunea următoare, de fiecare zi. Nu cred că dacă vii la amvon trebuie să-ți întorci ochii peste cap, să schimbi vocea și dintr-o dată parcă ai un telefon roșu numai tu și Domnul. Pentru că eu cred că credința noastră este viață și este viață autentică și trebuie să fim autentici în fiecare moment. Nu asta înseamnă liberalism, deloc. Liberalism nu înseamnă să cânți muzică mai modernă în biserică. Liberalism nu înseamnă să folosești simțul umorului în predică, cum o fac eu. Liberalism nu înseamnă asta deloc. Liberalism înseamnă să te îndoiești de autenticitatea inspirației divine a Scripturilor. Liberalism teologic înseamnă să negi divinitatea lui Hristos. Liberalism teologic înseamnă să nu crezi în venirea a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos. Asta înseamnă liberalism. Liberalism teologic înseamnă să nu crezi că omul este păcătos și are nevoie de mântuirea prin jertfa de la crucea Mântuitorului. Predici positive thinking, nu? Și bisericele cresc și e grozav de bine să te duci să te învețe cineva cum să fii fericit în această lume, nu-i așa? Asta înseamnă liberalism teologic. Să nu încurcăm termenii. La zilele noastre, un asemenea liberalism teologic este foarte la modă. Imediat născut din liberalismul teologic este universalismul. Regret așa de mult că sunt copiii de-ai noștri care expuși la liberalismul teologic al școlilor de astăzi, până și la școlile creștine, învață ideea aceasta care este absolut nouă și foarte șocantă pentru ei. Domnul este bun, ne iubește pe toți și într-o zi o să ne ierte pe toți, o să-l ierte și pe diavolul. Că nu are sens să fie așa un iad veșnic. Într-o zi Dumnezeu iartă pe toți și o să fie o pace și o bucurie pentru toată lumea. Și diavolul se pocăiește și o să fie ok cu el. Asta înseamnă universalism. Dumnezeu iartă pe toți și iubește pe toți, no matter what. Gândirea este cu mare appeal la mintea. Este fascinantă pentru mintea tânărului de astăzi care trăiește într-o societate multiculturală. Alături de el, coleg la facultate, este un musulman. Dincolo este un hindus, cine știe, mai e unul de la Bahai, toate religiile pământului sunt acolo și vine un profesor care îi mulțumește pe toți. Și le spune așa, Dumnezeu e ca un munte așa foarte înalt, el este sus, așa, pe munte, și nu contează pe ce cărare ajungem la el. Unii vor serpentine largi, alții o iau pe direct, unul ia la sud, unul la nord, unul mai repede, dar nu contează cum, toți o să ajungem acolo. Practic, toate religiile sunt bune, toate duc la Domnul în final, toate duc la Dumnezeu în final. Și Mahomed este ok, și Buddha este ok, și everybody is ok. You are ok, I'm ok, everybody is nice. Inclusiv Dumnezeu este ok în cerul, că o să ierte pe toți. Este foarte păcălitoare o asemenea religie, mai ales pentru mintea tânărului de astăzi care trăiește într-o societate multiculturală, diversitate, în care toleranța și îngăduința față de ceilalți este zeul zilei.
Bineînțeles, peste toate astea se suprapune The New Age, religia lui Oprah, dacă vreți. Nu? Are și ea religia ei. Noi suntem Dumnezeu. Nu trebuie să mai căutăm un alt Dumnezeu. We are gods. Noi suntem Dumnezeu. Noi stabilim ce este bine și ce este rău pentru noi înșine. Trebuie să cobori adânc în tine însuți, să te descoperi pe tine însuți, nu? You have to find yourself. Ați auzit vorbele astea? Religia, apoi această religie pusă pe o muzică excelentă, care te învață la meditație, te conduce la a intra în contact cu călăuzele cosmice care de-abia așteaptă să intre în contact cu tine. Știți cum îi cheamă pe ăștia în Biblie? Demoni. Sau pe românește dragi. Ok? Intri în părtășie cu călăuzele astea divine și e foarte greu și grav pentru propria ta viață. Peste toate se suprapune apoi o evanghelie socială. E adevărat, oamenii au nevoie de mântuire și suflet, pace și liniște, dar au nevoie de mâncare. Au nevoie de dreptate socială. Mergem, facem revoluție, împărțim bunurile, îi afurisim pe aia bogați, îi jefuim și devenim Robin Hoods contemporani care împărțim jaful la toată lumea. Predicăm o evanghelie socială. Vremea în care trăim noi este o asemenea vreme în care există o confuzie teologică îngrozitoare. Cuvântul lui Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1-2, spune așa: Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Vremea unei religii înșelătoare, plină de confuzie și de erezie. În al doilea rând, zilele dinainte de potop au fost zile marcate de prosperitate economică. Iabal spune Sfânta Scriptură că este primul care domesticește animale. Dacă deschideți cu mine Sfânta Scriptură, la capitolul 4 din Genesa, versetul 20, Ada a născut pe Iabal, el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Primul care domesticește animale și crește animale este acest Iabal. Omul nu mai depinde acum doar de ceea ce dă natura. Nu mai este un culegător, nu mai este un vânător care iese la vânat să, mă rog, prinde o căprioară. El își crește deja animalele de care are nevoie și Iabal este primul care domesticește animale. Apropo de asta, cineva punea o întrebare foarte interesantă. Zice, care animale au fost domesticite în ultimul secol? Se pare că lumea n-a mai domesticit niciun animal. How in the world? Păi acum suntem deștepți, avem tehnologie, avem de toate. Ar fi fost cazul să fie domesticite toate, nu animalele de atâtea mii de ani. Dar se pare că de la Iabal încoace n-a mai făcut mare progres. Iabal a fost primul care a domesticit animalele de care s-a folosit. Se dezvoltă agricultura și creșterea animalelor în timpul acela și comunitatea se poate muta ușor dintr-o parte într-alta. Nu trebuie să rămână numai acolo unde se adună, eu știu, antelopele la păscut. Își iau turma și se mută unde este o iarbă mai bună.
societatea devine mai mobilă. Vremuri, deci, marcate de prosperitate economică. Haideți să ne uităm puțin la vremurile noastre. Cred că este un frate de la noi, la Walmart, Super Walmart. Se numește societate de consum, societatea noastră. Nu numai pentru că cineva produce sau cineva consumă, ci există un sistem foarte bine pus la punct, un motor al societății în care noi trăim. Se produce pentru a se consuma, ca să se producă și mai mult. Când se oprește acest circuit și criza economică, exact lucrul ăsta îl face. Oprește acest circuit al societății de consum. Cineva, dacă nu mai cumpără ceea ce se produce, producătorul îi dă afară pe cei care produc, pe muncitori. Muncitorul e aceia, nu mai au bani ca să cumpere. Și încet, încet cade acest sistem atât de bine pus la punct, colapsează în sine însuși. Prosperitatea economică se pare că este la ora actuală ținta tuturor națiunilor lumii. Modelul societății de consum, modelul american, este ispita și, dacă vreți, idealul tuturor țărilor din lume. Toți vor să fie ca americanii. Toți vor să aibă magazinele pline, pui în cărucior și te duci acasă. După ce a vizitat America, un șef de trib de prin Amazon s-a dus acasă și a povestit ce fantastic e în America. Zice, te duci acolo într-o clădire așa mare, zice, sunt toate bunătățile din lumea asta, tot ce vrei pui într-un cărucior și te duci acasă și nu te costă nimic. Și misionarul care l-a dus zice, nu e adevărat, n-ai văzut că i-am dat cardul ăla de plastic? Zice, da, 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 ți l-a dat înapoi. Ți l-a dat înapoi, nu ți l-a luat. Era percepția unui om dintr-o cultură primitivă, să zicem așa, la societatea de consum. Toată lumea visează să te duci, să dai o bucată de plastic și să nu te costă nimic. Nu-i așa? Toată lumea vrea să fie așa. Sistemul acesta introduce falsa idee că o să fim mai fericiți dacă avem mai multe lucruri. O să fim mai fericiți. Și tot timpul trăim cu ideea aceasta, peste o lună, peste un an, o să economisim bani, o să avem suficient de mare credit, o să ne cumpărăm o casă mai mare și atunci o să fim fericiți. Oh, wow! După ce intrăm în ea, descoperim că o să fim fericiți după ce o plătim jos. Și tot timpul o să fim noi fericiți într-o zi, da, dacă ne cumpărăm și aia, încercăm și pe cealaltă, pentru că așa ne-au prezentat reclamele, societatea de consum. Toți aia care au obiectele alea grozave sunt așa de fericiți pe micile ecrane, nu-i așa? Societatea de consum, iată cum o definea cineva, cumpărăm cu bani pe care nu-i avem, lucruri de care nu avem nevoie, ca să impresionăm oameni pe care nu-i iubim. Nu este asta o tragedie? Cu bani care noi avem, cumpărăm lucrurile care nu avem nevoie, să impresionăm oameni pe care nu-i iubim. Și așa se derulează viața noastră și se duce. Vremuri de prosperitate economică. O a treia caracteristică acestor zile sunt zile caracterizate de distracții și plăceri. Am găsit o poză de la Ustac. Cei care nu știți ce e Ustac, cercetați puțin și o să fiți îngroziți. Ce s-a întâmplat în America și încă se întâmplă exact aceeași cultură. Probabil că nu are aceleași manifestări atât de grotești ca și festivalurile acelea de la Ustac. Citim în Sfânta Scriptură că Iubal este părintele
tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Versetul 21 din capitolul 4 din Genesa. Iubal, tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul, tatăl instrumentelor muzicale, inventatorul instrumentelor muzicale, părintele artelor, părintele industriei de distracții și a plăcerilor. Muzica este adusă treptat în închinarea înaintea zeităților. Dacă ne uităm puțin la societatea de astăzi, lucrurile nu sunt deloc diferite. Este o imagine de la un concert de rock. Este ceva înspăimântător. Eram în România pe vremea lui Ceaușescu și erau primele încercări de pătrundere a muzicii rock în societatea românească. Și oamenii comuniștii erau îngroziți la ce se preta noua generație în atmosfera aceea încinsă a unui concert de muzică rock de la Casa de Cultură sau de la, eu știu, terenul de sport sau de la sala de gimnastică. Societatea de astăzi trăiește pentru distracții și pentru plăceri. Se spune că cinematografia numai, mersul la cinema, mersul la film, americanii cheltuiesc 20 de miliarde de dolari numai să se ducă la film. Știți ce se întâmplă? Cu cât criza este mai mare, ăștia se îmbogățesc, pentru că tot mai mulți se duc la filme, în loc să economisească bani. Nu-i așa? Se duc la filme, pentru că distracțiile sunt un escapism, o evadare din realitatea vieții. Te duci la cinematograf să uiți că n-ai bani să-ți plătești mortgage-ul. Te duci la cinematograf să uiți 2 ore că n-ai job. Te duci la cinematograf să uiți de realitatea teribilă a vieții de fiecare zi. Modul în care se joacă noua generație, în care se distrează noua generație, ne spune enorm de mult despre direcția pe care se duce societatea de astăzi. În mașină, copiii noștri is boring. În mașină e foarte boring, trebuie să aibă DS. Și nu orice, super DS. Și dacă nu știți ce e ăla, așteptați să crească nepoții. Și o să-ți povestească de iPad și o să-ți povestească de ultimele game-uri care există. Lumea vrea să se distreze. Dacă nu se distrează, lumea aceasta este plictisită. Culmea, cei mai plictisiți oameni, se pare că sunt oamenii care trăiesc în această epocă a distracțiilor. Este o carte pe care vă o recomand, cred că o avem și la bookstore. De ce se plictisesc oamenii în această epocă a distracțiilor? Nu există niciodată, n-a fost niciodată în istorie o vreme în care există atâtea mijloace de distracție. Și în ciuda lor, cei mai plictisiți oameni din lume sunt astăzi printre noi, în ciuda mijloacelor de distracție. Un al patrulea lucru care caracterizează vremurile acestea din urmă sunt zile caracterizate de progres tehnologic. Citim în același capitol că Tubal-Cain este făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier, este practic părintele metalurgiei. Este părintele metalurgiei. Leagănul industriei s-a născut în vremea aceea. Armament de metal sunt produse de către urmașii lui Tubal-Cain și ei sunt și cei care pun bazele primelor orașe. Nu vreau să petrecem mult timp aici pentru că am avut o lecție specială despre progresul tehnologic din ultima vreme, dar nimeni nu se mai poate astăzi îndoi de această lume a roboților, de telecomunicații, de electronică, de computere, de călătoriile cosmice pe care la care noi asistăm astăzi.
Și, bineînțeles, ne putem pune întrebarea la ce ne folosesc toate aceste lucruri, pentru că, pe măsură ce dezvoltăm lumea aceasta materială, neglijăm tot mai mult lumea spirituală. Cineva a spus că dacă omenirea ar fi investit tot atâta energie în cercetare în lumea spiritului, am fi fost foarte diferiți astăzi, pentru că am investit resurse și energie în cercetarea materiei și nu a spiritului. Apoi, în al cincilea rând, asistăm în perioada aceasta la niște zile de eroziune a familiei. Putem să citim în același capitol despre Lameh. Lameh este primul poligam. Lameh este primul poligam. Spune Sfânta Scriptură, și a luat două neveste. A hotărât el că una, cum a zis Dumnezeu, nu e bine. El vrea două. El este altfel decât ăialalți. Și Lameh și-a luat două neveste, o chema Ada și Țila. Ciudate, Ada și Țila. Interesant, oare de ce Dumnezeu a ales să ne spună cum le chema pe asta? Pentru că era ceva deosebit ce s-a întâmplat. Acest Lameh contestă proiectul divin pentru familie. Și Dumnezeu ne dă numele acestui contestatar, acestui revoluționar, acestui om care a călcat primul legea lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus că de la început Dumnezeu a făcut un bărbat și o femeie. Iată o primă revoltă împotriva planului lui Dumnezeu, unul vrea două femei. Și începe în istorie poligamia de la acest Lameh. Imaginați-vă unde a ajuns societatea de astăzi, cu contestatare de astăzi, care nu mai cred că familia se forma dintr-un bărbat și o femeie, ci dintr-un bărbat și un bărbat, dintr-o femeie și o femeie, sau cine știe ce alte monstruozități mai, o să mai inventeze mintea umană. Fiul lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, că au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și au apărut uriașii aceia descriși în Genesa, în primele patru capitole din Genesa. Dacă ne gândim ce se întâmplă cu familia de astăzi, familia de astăzi este sub un atac major din partea diavolului. Gândiți-vă la homosexualitatea de astăzi, la ratele divorțului, la redefinirea familiei, la abolirea familiei. Există o mișcare foarte puternică pentru a desfința familia. Ieri, vicepreședintele nostru, în toată istețimea sa, a spus pentru că el nu îl interesează cum e familia. Poate să fie din doi bărbați, două femei, toți sunt egale astăzi pentru măria sa. Poate să însoară și el cu Obama. I don't know. Sunt îngrozit de lucrurile astea. Nu le spune oricine, nu se duce un X la un microfon și spune o prostie care trece prin cap. Ăsta este vicepreședintele Americii. Ăsta, dacă moare președintele ăsta nostru acum, ăsta vine să ne conducă țara, nu? Și ăsta spune că este ok, nu este niciun fel de problemă pentru el. Toți trebuie să aibă drepturi egale. Poate le dă cineva și pe stângul, numai pe dreptul, la acest vicepreședinte. Gândiți-vă la mișcarea feministă de astăzi, nu? Ce se întâmplă în lumea noastră. Toate mișcările acestea sunt destinate în a eroda familia și a distruge familia care este creată de Dumnezeu, care este invenția lui Dumnezeu. Pentru că dacă am distrus familia, am distrus societatea. Dacă am distrus familia, am distrus biserica. Sunt foarte îngrijorat și este un scandal major la ora actuală pe lumea blogurilor, în publicistica creștină, despre fiul lui Stanley, care are o biserică de 24.000 de membri la ora actuală, care a spus o poveste nemaipomenită, o realitate din biserica sa. Nu? Unul și-a părăsit nevasta, și-a găsit un boyfriend, bărbatul ăsta, deci un homosexual, vrea să se implice în lucrarea Domnului în biserică.
Sunt îngrozit de ceea ce se întâmplă în lumea creștină, pentru că începem să fim toleranți la aceste idei, care la început sunt șocante, pe urmă le auzim așa de des că devin la ordinea zilei, ne obișnuim cu ele, și mâine nu mai există nicio deosebire între biserică și lume, și diavolul își face planul de a distruge familia creștină. Un al șaselea caracteristică a zilelor din urmă, zilele acestea sunt caracterizate de mândrie. Omenirea a construit după aceea turnul Babel. A vrut să demonstreze ce extraordinare realizări poate face mintea umană. Lameh ăsta se laudă în fața nevestelor sale, Ada și Țila, s-a lăudat că el a omorât un om, pentru că cineva l-a rănit, un tânăr, zice el, i-a făcut ceva vânătăi și l-a omorât pe tânărul acela. Și Cain, a zis el, va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. De 70 de ori câte 7, așa răzbunare, așa mare, așa important este el. Nu numai că are 2 neveste și calcă planul lui Dumnezeu în picioare, dar acum își permite să omoare pe alții și să crede deasupra pedepsei divine, nu? De 70 de ori câte 7 o să fie el răzbunat. Nu cred că este o imagine mai clară despre mândrie decât nasul ăsta pe sus. Uitați-vă acolo. Știți ce înseamnă Lameh? Puternic. Puternicul. Fiul lui, știți cum a fost numit? Ascultați, uitați-vă în Cartea Sfântă. Are un nume foarte Mehuael. Mehuael. Știți ce înseamnă Mehuael? Jehova nu e Dumnezeu. Ok? După ce ai umblat cu nasul pe sus, așa, acum nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Îl numești pe fiul tău, nu există Jehova. Jehova nu mai există. Jehova nu este Dumnezeu. Asistăm la o alungare a lui Dumnezeu din viața acestei familii, din această societate, din descendenții lui Cain. Dumnezeu este scos afară. Jehova nu există Dumnezeu. Știți care este una dintre primele declarații care le-a făcut președintele nostru? Este că nu mai suntem o națiune creștină. Asistăm la o alungare a lui Dumnezeu din societatea noastră. Organizația atee din America reușesc și au progrese grozave. Elimină cruci din monumentele istorice, tablele legii din tribunale. Fac curățenie, vor în God we trust de pe dolar să scoată afară. Deci este o luptă teribilă împotriva lui Dumnezeu în această societate. Ateismul este expresia gândirii, expresia mândriei umane. Nu există mândrie umană mai mare decât ateismul, care spune nu există Dumnezeu, noi suntem Dumnezeu. Noi o să știm, noi o să cucerim, noi o să facem totul. O lume în care mândria este la ea acasă. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez în această seară sunt zile caracterizate de poluare. Asistăm, în primul rând, la o poluare socială, a criminalității în societatea în care noi trăim. Dacă ne uităm puțin în Cartea Sfântă, în Cartea Genesei, spune că fiecare făptură își stricase calea pe pământ. Omul, ființa umană, făcea tot ceea ce voia, era lipsa respectului față de ființa umană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și orice făptură și în special ființa umană își stricase calea pe pământ. Haideți să vă dau o statistică, eu am fost îngrozit de ea și cred că și dumneavoastră
La fiecare 30 de minute are loc o ucidere în această lume, cineva e omorât. La fiecare jumătate de oră. În timp ce am fost 2 ore la biserică, 4 oameni au fost omorâți în timpul acesta. Și uneori pentru motive absolut stupide. O femeie e bătută și violată la fiecare 2 minute în această lume. La fiecare 2 minute o femeie este bătută și violată în această lume. O casă este jefuită la fiecare 9 secunde. La fiecare 9 secunde o casă este jefuită undeva. Asta este societatea în care noi trăim. Societatea modernă, nu? În care asistăm la o poluare socială, la criminalitate și aș vrea să spun că dintre toate crimele posibile, cea mai odioasă dintre toate este avortul. Avortul, care este o crimă legală, aprobată de guvernele noastre, care dă license doctorilor să omoare copiii în pântecul mamelor, care dă autoritatea femeii să-și omoare copilul în pântecul ei. Locul cel mai sigur din lume, care este pântecul mamei, a devenit locul cel mai periculos pentru cei care urmează să vină în această lume. Trăim apoi zilele unei poluări sexuale. Totul și-a stricat calea pe pământ. Proiectul divin, spunea cartea lui Dumnezeu, a fost pervertit. Puritatea, castitatea, virginitatea sunt obiecte de râs, sunt în glumele comicilor de pe micul ecran, sunt subiectele de ridicol din filmele produse de Hollywood. Pornografia este la ea acasă și este promovată ca și mijloc de expresie, libertate de exprimare. Să nu mai vorbesc despre homosexual, iată-o pe doamna Clinton la o demonstrație a homosexualilor, mândria lor de a-și expune mizeria publică, politicienii noștri mărșăluiesc cu ei prin orașe atunci când există acest Gay Pride Day, mândria celora care, mândria sodomiților din această lume. Politicienii se decorează cu ei pentru că au nevoie de voturile lor. De fapt, nu li se spune altceva decât stil de viață alternativ. Și băiețelul tău și fetița ta vor învăța la școală despre alternative lifestyle. Sună grozav, dar nu este nimic altceva decât agenda acestor corupți moral care este promovată prin cărțile de școală a copiilor noștri. Asistăm apoi la o poluare spirituală. Închinarea la idoli nu este altceva decât o închinare lui Satan, a diavolului. Ocultismul, vrăjitoria sunt promovate peste tot. Este suficient să te uiți la filmele pentru copii de astăzi, la cărțile pentru copii de astăzi, de la Harry Potter și la, eu știu, tot felul de witches care produc magic, nu? Intră și sunt promovate aceste învățături pentru copiii noștri, pentru că este ok ocultismul și vrăjitoria în această societate. Religia New Age este promovată. Astăzi, prin spiritualitate, înseamnă să înțelege spiritism, astrologie, fantome, satanism, religii orientale, păgânism, politeism, orice, în afară de creștinism. Lumea se spune că este religioasă. Dar religia ei nu este altceva decât demonismul societății contemporane. Vreau să închei cu un verset din Sfânta Scriptură care spune foarte clar, când veți vedea aceste lucruri, ridicați-vă ochii în sus, mântuirea voastră e aproape. Le vedem. Le vedem în fiecare zi. Suntem pregătiți oare, ne ridicăm privirile sus, o să fim surprinși și noi
așa cum va fi surprinsă lumea asta de venirea Domnului, să ne rugăm ca biserica noastră și noi înșine să fim gata, să nu fim surprinși și să spunem: vino Doamne Iisuse, că te așteptăm. Haideți să încheiem seara aceasta cu o rugăciune și să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune și lumină cerească. V-aș îndemna să vă rugați Domnului și pentru mine, pentru călătoria mea în Europa, Domnul să mă ocrotească și să fie cu mine. Ne ridicăm pentru rugăciune. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim din toată inima pentru seara aceasta. Vă rugăm să ocupați locurile. Surorile au întâlnirea de rugăciune vineri seara la ora 7 la biserică. Fac un apel la frați, creați-le timp soților dumneavoastră să participe la aceste seri de rugăciune. Joi seara va avea loc de la 7:30 repetiția de cor. Vă rugăm să veniți să pregătiți următoarele cântări. Dacă fratele Mircea va pleca în România, rămâne băiatul dânsului, Paul, să continue repetițiile de cor până când el vine din România. Aș vrea să vă anunț că în data de duminica viitoare este duminica Ziua Mamelor. Biserica va avea o sărbătoare specială în cinstea mamelor. Apoi, în 20, când eu lipsesc la serviciul de seară, îl vom avea pe pastorul Simons de la biserica unde slujește Paul Tipei. El cântă, este angajat la biserica aceea duminica dimineața. Ei ne vor vizita biserica noastră la serviciul de după masă cu o formație de laudă și închinare și pastorul Simons va vesti cuvântul Domnului în biserica noastră. Deci vom avea musafiri. Rugați-vă Domnului pentru mine, pentru călătoria aceasta și vă doresc binecuvântarea Domnului să fie cu dumneavoastră și cu familiile dumneavoastră întotdeauna.